Vladimir Putin își poate trimite soldații în cele două regiuni separatiste din Ucraina după ce aseară le-a recunoscut independența. Curg sancțiunile după acest anunț. Germania oprește gazoductul Nord Stream 2, care aducea gaz rusesc în Europa. Marea Britanie și Bruxelles țintesc mai multe bănci rusești și oligarhi. Iar la noi, guvernanții au decis să reducă la jumătate acciza la carburanți și să prelungească plafonarea și compensarea la energie și în luna aprilie. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Cu aproparea Parlamentului primită în urmă cu puțin timp, Vladimir Putin poate trimite trupe în cele două regiuni controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Asta după ce aseară le-a recunoscut ca state independente. Imagini filmate azi noapte au surprins vehicule militare aproape de Donetsk, capitala uneia dintre regiunile separatiste. Rusia pretinde că ar fi trupe de menținere a păcii. Este un nonsens, a venit replica de la Washington, care acuză Rusia că a creat pretextul pentru război. Mai multe țări au răspuns cu primele sancțiuni împotriva Rusiei. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Recunoașterea se referă la independența autoproclamatelor republici Donetsk și Lugansk, două teritorii controlate de separatiștii proruși din regiunea ucraineană Donbass, un bazin minier și industrial, care se învecinează cu Rusia. Prin decretul semnat de Vladimir Putin, trupele ruse vor îndeplini așa numite funcții de menținere a păcii în Lugansk și Donetsk. Dar există temeri că acesta ar putea fi pretextul pentru invadarea Ucrainei. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режим. Deja la câteva ore după semnarea așa ziselor tratate de prietenie, coloane de vehicule militare, incluzând blindate, fără însemne evidente, au fost văzute la periferia Donețcului, capitala uneia dintre cele două republici autoproclamate separatiste. Pe de altă parte, primele sancțiuni semnificative împotriva Rusiei au fost anunțate astăzi de cancelarul Germaniei. Se referă la proiectul gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gaz rusesc în Europa prin Marea Baltică, ocolind Ucraina. Jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, a reacționat sfidător. Bine ați venit în noua lume curajoasă, unde europenii vor plăti foarte curând 2000 de euro pentru 1000 de metri cubi de gaz. Now the UK and our allies will begin to impose the sanctions on Russia that we have already prepared. Today, the UK is sanctioning the following 5 Russian banks, and we are sanctioning 3 very high net worth individuals. Any assets they hold in the UK will be frozen. This is the first tranche, the first barrage of what we are prepared to do. Și Bruxelles a anunțat primele sancțiuni ale Uniunii Europene, care vizează membrii ai regimului de la Kremlin implicați în decizii, băncile care finanțează armata rusă, dar și instituții ale statului rus pentru accesul la piețele de capital și financiare. Cel mai probabil, finala Champions League la fotbal nu se va mai desfășura în Rusia, la Sankt Petersburg, așa cum era prevăzut. Înainte să anunțe recunoașterea celor două autoproclamate republici, Putin a avut un lung discurs televizat, de aproape o oră, plin de furie, nemulțumiri și provocări la adresa Occidentului. Putin a explicat de ce, din perspectiva lui istorică, revizionistă și pe alocuri delirantă, comentează analiștii, Ucraina pur și simplu nu ar fi un stat. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Putin a atacat iarăși vehement ideea aderării Ucrainei la NATO, declarând că ar fi o amenințare directă la securitatea Rusiei și, fără a aduce vreo dovadă, a spus că Ucraina a fost marioneta Statelor Unite. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара
будет служить Украине. El a mai spus că America și NATO au transformat Ucraina într-un teatru de război. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Și președintele ucrainean a avut propriul lui discurs către națiune. Украина однозначно квалифікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. La Kremlin a fost ieri o întreagă punere în scenă, înaintea anunțului recunoașterii independenței teritoriilor Donetsk și Lugansk. Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principalii responsabili de apărare și securitate au făcut paradă în fața lui, prezentând argumente pentru recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei și pentru protejarea civililor de acolo. La un moment dat, probabil că așa era regia, șeful Serviciului de Informații Externe a deraiat de la linia generală și a spus că el este pentru includerea acestor teritorii ca parte a Federației Ruse. Dar Putin l-a corectat rapid. Чи ви предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, а, так, да или нет? Говорю, да, да? Поддерживаю предложение... о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, спасибо. Садитесь, спасибо. Iar Statele Unite și Marea Britanie spun că ordinul de trimitere a trupelor ruse în estul Ucrainei pare începutul unei invazii. Toate indiciile arată că Rusia continuă să planifice un atac la scară largă în Ucraina, a declarat secretarul general al NATO. Totuși nu este clar ce sau câte trupe au fost trimise în regiunile controlate de separatiștii proruși, pe care Moscova le consideră acum independente. Reacțiile internaționale la anunțul lui Putin privind Ucraina au mers de la condamnarea gestului și amenințări cu sancțiuni ferme până la întrebări retorice. Cine urmează să fie invadat? Vladimir Putin se află într-un fel de derivă ideologică și a ținut un discurs care combină considerații rigide și paranoice, a transmis Palatul Elisee. Putin a făcut o alegere foarte clară de a-și încălca angajamentele și nu și-a respectat cuvântul dat lui Emmanuel Macron, a afirmat președinția franceză, după ce Macron a încercat să obțină un summit Putin-Biden. Ungaria împărtășește poziția Uniunii Europene în privința conflictului dintre Ucraina și Rusia, a declarat premierul maghiar Victor Orban. Cehia acuză Kremlinul că vrea să refacă URSS, iar Bulgaria sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. La o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost criticată aspru de mai toate statele membre. China, dar și Iranul, au făcut apel la reținere și au îndemnat la dialog. He calls them peacekeepers. This is nonsense. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked. This move by President Putin is clearly the basis for Russia's attempt to create a pretext for a further invasion of Ukraine. The Kremlin copy-pasted word by word the decree on Georgia of 2008. Word by word, copy-pasted, copy-pasted. No creativity whatsoever. The copying machine in Kremlin works very well. Who is the next among the members of the United Nations?
Astăzi, Vladimir Putin a luat parte la un forum al țărilor exportatoare de gaze naturale și a declarat că livrările de gaze rusești nu vor fi suspendate, în pofida tensiunilor în creștere cu Occidentul, din cauza crizei ucrainene. Iar omologului său, Azer Ilham Aliyev, aflat în vizită la Moscova, Putin i-a spus că nu vrea să facă un imperiu și a declarat că Rusia respectă suveranitatea altor republici ex-sovietice, dar Ucraina este o excepție, pentru că s-ar afla sub control străin. După ce Moscova a recunoscut independența teritoriilor separatiste din estul Ucrainei, Rusia dă asigurări că este pregătită de negocieri cu secretarul de stat american Antony Blinken, care urmează să se întâlnească joi la Geneva cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Chiar și în momente grele suntem în favoarea utilizării diplomației, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Discutăm despre situația din Ucraina cu analistul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice al Academiei Române. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În ultimele 24 de ore, practic, asistăm la un atac clar al Rusiei asupra Ucrainei. Am văzut că s-a recunoscut independența celor două state din Est. Au trimis trupe acolo. Ce se întâmplă în continuare? În plus, am văzut că Ucraina, de fapt, nu există decât datorită lui Lenin, un fel de Stalin care spunea la fel, nu, în 39 despre Polonia. Ce se întâmplă mai departe? Ce se întâmplă și până acum? Alminte spus. Rușii au cerut trei lucruri. Ucraina nu intră în NATO, NATO nu intră în Ucraina, retragerea NATO la nivel de infrastructură înainte de 1997. Pentru a doua condiție, NATO nu intră în Ucraina, a fost îndeplinită. Domnul Biden a spus că nu va pune rachete în Ucraina. Prin urmare s-au asigurat. Prima condiție, Ucraina nu intră în NATO. Cea mai bună soluție era acordul de la Minsk. Acordul de la Minsk pentru care au făcut navetă diplomatică și domnul Macron și cancelarul Germaniei. Fără rezultat. Rușii au avut probabil senzația că fie occidentalii n-au apăsat prea mult pe pedala Kiev sau Kievul este prea încăpățânat. Atunci au luat acordul de la Minsk și l-au aruncat la coș. Deci astăzi suntem în situația în care nu e vorba de pregătirea invaziei, ci e vorba de căutarea unei alte formule prin care Rusiei să-i dea satisfacție și garanții că Ucraina nu intră în NATO. Pentru că acordele de la Minsk au fost respinse. Federația Rusă a făcut un pas, nu a invadat, nu a anexat, a recunoscut independența celor două republici. Păi și credeți că o să se oprească aici? Dacă va primi garanțiile pe care le solicită, se va opri. Dacă nu le va primi, va face următorul pas, care poate să fie anexare, trimiterea trupelor. Trupele încă n-au ajuns în regiunile, în cele două, republici independente, așa zicând, sau recunoscute de Federația Rusă, dar va face pași în această direcție. Pas pentru escaladare, poate, un pas pe escaladare poate să fie înarmarea celor două republici și sabotarea sau agresarea Ucrainei pentru a face o confruntare regională fără implicarea explicită a Federației Ruse. Dar credeți că mai este posibil ca, nu știu, în acest secol Putin să se mai gândească la refacerea unei Rusii imperiale? Nu, problema nu este să refacă ad literam URSS-ul. Prăbușirea URSS-ului pentru domnul Putin a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur că visează după URSS. Dar nu înseamnă că poți să o desenezi pe hârtie. Poți să faci, de pildă, o uniune, mai mult sau mai puțin laxă, de tip Uniunea Europeană, puneți ghilimele de rigoare, menționată de domnul Putin în articolul domniei sale din iunie 2021 despre rușii și ucrainienii în istorie. Deci, din punctul acesta de vedere, visează la un soi de legături de tip, repet, Uniunea Europeană. Comparația a fost făcută. Belarus este un candidat, Kazakhstanul poate fi un candidat. Să aibă și ei un fel de uniune a lor, acestor popoare. Uniunea lor, pentru că URSS-ul ca atare nu se mai poate face. Dar uniune se poate face. Domnul Putin nu mai acționează pentru alegeri politice. Domnul Biden sau domnul Macron acționează pentru alegeri. Domnul Putin acționează pentru istorie în acest moment. Pentru că nu-l interesează electoratul, îl interesează istoria. Și ar fi foarte fericit ca în istorie să lase o federație rusă care să semene cu RSS-ul fără să mai fie un RSS-ul. Asta este acțiunea și aici e sigur că Ucraina, din punctul ăsta de vedere, îl irită destul de tare. Și ce o să facă, pentru că vorbesc de domnul Biden și de domnul Macron, pe care îi interesează alegerile prezidențiale, ce o să facă ei? Deocamdată n-au punctat. Domnul Macron a pierdut 5 ore cu domnul Putin, cancelarul german 3 ore și n-au reușit să rezolve chestiunea acordurilor de la Minsk, n-au reușit să-i convingă pe cei de la Kiev să accepte acordul de la Minsk, prin urmare n-au reușit să rezolve problema. Mai au o șansă, pentru că nu e așa, diplomația nu moare niciodată, indiferent ce face domnul Putin, și urmează faza a doua. Deci noi nu suntem acum, suntem în faza în care Rusia a făcut prima mișcare, să ne așteptăm că Rusia va invada. Acum urmează mișcarea Occidentului. Ce face Occidentul pentru a pune pe masă garanții pe care Rusia le-ar putea accepta? Și acum încep
alte negocieri. Încep negocieri probabil cu Ucraina, încep negocieri cu Kievul. Am sentimentul că în acest moment, sigur, la nivel de sancțiuni să ne așteptăm că lucrurile Am văzut că există niște sancțiuni, dar nu pare că Putin ar fi foarte deranjat de aceste sancțiuni. Nici nu sunt și nu asta este miza, pentru că occidentalii au spus foarte clar și la Departamentul de Stat că nu e vorba de invazie. Este vorba mai degrabă de o recunoaștere, deci nu invazie, deci nu se aplică sancțiunile pentru invazie față de aceste gesturi ale Federației Ruse. Deci nu suntem încă la nivelul acela. Da, dar au impus niște sancțiuni, am văzut, da? Bun, au impus niște sancțiuni, iertați-mă, ca și cum visul celor din Donbass era să fie listați pe bursa din New York sau visul investitorilor americani era să investească în Donbass. Deci, sunt sancțiuni care sigur că nu vor afecta foarte mult cele două entități. Adică vi se pare că au dat niște sancțiuni ca să dea ceva, să nu pare că n-au făcut nimic? Sigur că trebuie să facă ceva, trebuie să spună ceva. Dar nimeni nu-și imaginează că acele sancțiuni vor schimba într-un fel cursul negocierii. Pentru că este vorba de o negociere acum care se va face. Domnul Blinken se va întâlni cu domnul Lavrov, încă nu s-a anunțat o întâlnire între domnii Putin, președinții Putin și Biden, dar cu siguranță se lucrează la asta, deci se merge pe negociere în acest moment. Nu știu de unde vor găsi soluția iepurașul din Joben să locuiască acolo de la Minsk un alt tip de acord. Mai ales că nu și-au zis că se duc în continuare la negociere, atâta vreme cât nu vor fi umiliți. Adică atâta vreme când nu va fi umilită Moscova, o să continuăm negocierile. Ce înseamnă asta? Ei au simțit că negocierile pe acolo de la Minsk înseamnă umilință pentru Federația Rusă. Toată lumea se face că negociază, dar de fapt nimeni nu ia în serios Federația Rusă. Și faptul că au ieșuat și francezii și germanii în a impune Minskul, adică ai convinge pe ucraineni să accepte Minskul pentru Federația Rusă, a însemnat că... Și a fost așa? Adică vi s-a părut că nu i-au luat în serios? A sesizat bine Putin? Nu e clar ce s-a întâmplat între cei doi, dar am sentimentul că occidentalii sunt supărați un pic și pe domnul Zelenski, pentru că domnul Zelenski ce a făcut nu se prea face. A jucat la două capete. Nu se prea face. Nu chemi președintele, cancelarul german și premierul Franței să discuți despre Minsk, să sugerezi că ai putea să accepți Minskul și după ce pleacă să spui că acolo de la Minsk de fapt nu ne ajută cu nimic, să le arunci la coș. Așa ceva nu se face pentru că puteai să nu-i chem măcar acolo, să le spui din start. Mai ales că ucrainienii anterior făcuseră pași înainte, chiar acceptaseră într-un fel formula Steinmeier germană în acordul de la Minsk, dar acceptaseră, sugerase că vor face niște pași. De la un punct încolo, ucrainienii s-au cabrat, au aruncat acordul de la Minsk și ei. Credeți că le-a fost frică sau de ce? Nu știu cum, mă spune și eu, ucrainienii sunt și un pic de ruși, ca să zic așa. Nu știu care este, cine decide acolo. Lucrurile sunt complicate de ce? Cine l-a împins pe Saakashvili să încerce să intre în confruntare cu Federația Rusă în Georgia 2008? În Georgia 2008 s-a întâmplat această provocare, domnul Saakashvili a încercat ceva, rezultatul a fost că americanii nu s-au băgat și s-a întâmplat ca Georgia să-și piardă două teritorii care sunt în situația celor două republici din Donbass de astăzi. Prin urmare, domnul Saakashvili a făcut acest gest. A făcut acest gest pe care l-au negociat iarăși totul francez, domnul Sarkozy, președintele Uniunii Europene atunci, tot în timpul unei olimpiade din China, iar negocierea s-a terminat cum s-a terminat. Astăzi suntem practic în aceeași situație. Marea problemă a Occidentului acum este ca nu cumva Kievul să încerce să forțeze, direct sau indirect, explicit sau nu, frontiera nerecunoscută și să încerce să obțină prin confruntare ceea ce nu obține prin diplomație. Dar ce credeți că ar trebui să facă în acest moment Ucraina? Eu cred că în acest moment sugestiile către Kiev vor fi de recunoaștere într-o formă sau alta, asta este un semn de întrebare ce va înlocui acordul de la Minsk, faptul că Ucraina nu are aspirații de integrare în Alianța Atlanticului de Nord, ceea ce Kiev deja a sugerat prin ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie. Deci dacă Ucraina va admite că nu dorește acest lucru, este un pas spre negociere care poate să însemne un tip de formalizare din punctul acesta de vedere. Și pentru România este ceva schimbat în acest moment din punct de vedere a noii situații geopolitice? Nu s-a schimbat nimic din această perspectivă. Negocierile continuă. Asta nu înseamnă că dacă negocierile se blochează, Rusia nu poate să meargă mai departe, repet, trimițând trupe în Donbass și punând o presiune și mai mare. Nu înseamnă că invazia este iminentă, după părerea mea n-a fost niciodată iminentă. Cred că o exasperare a Occidentului față de încăpățânarea Kievului va ajunge să se manifeste într-o formă sau alta, pentru că nu poți să ții, ca să zic așa, toată lumea ocupată pe un subiect
despre care știm că este rezolvat deja. Ucraina nu s-a integrat în NATO, nu are șanse să se integreze în NATO, nu este masa critică să fie integrată în NATO. Trebuie doar formalizată într-o formă acceptabilă de toată lumea, și verbalizată, realizată de fapt și acceptată de celelalte părți. După aceea, sigur, intrăm într-o altă logică, dar acest lucru, cred eu, va trebui să se întâmple, indiferent ce spune domnul Zelenski în acest moment. Dacă pe lângă domnul Zelenski vor fi oameni, cum s-a spus despre domnul Saakashvili, care vor să provoace, așa cum s-a spus despre domnul Saakashvili, că de fapt consilierii domnului Saakashvili, care erau într-un fel conectați cu Federația Rusă, l-au împins pe domnul Saakashvili către asta, o să vedem. Sper să nu se întâmple, pentru că șansa unei confruntări militare există dacă Kievul încearcă să obțină prin forță teritoriile care acum au fost recunoscute de către Federația Rusă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Între timp, Ministerul nostru de Externe a ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina vecină la cea mai înaltă treaptă și le transmite românilor aflați acolo să părăsească imediat țara. Cu precădere trebuie evitate regiunile separatiste Donetsk și Luhansk și frontiera cu Rusia Ucrainei. Cătălin Radu Tănase vine cu amănunte. România a plasat Ucraina la nivelul 8 din 8 de alertă, sub titlul Pericol major, părăsiți imediat țara. Iar acest lucru este semnalizat prin culoarea neagră, corespunzătoare nivelului maxim. Mai mult, Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm evitarea deplasărilor în peninsula Crimea, în zona Sevastopol, dar și în zona de est a Ucrainei, respectiv în regiunile separatiste Donetsk și Luhansk, și în zona de frontiera Ucrainei cu Federația Rusă și cu Belarusul, precizând că situația de securitate se menține tensionată și fluidă. Oricum, în zonele ocupate se intră cu permis special, iar încălcarea regulilor înseamnă amendă sau închisoare. Deși situația extrem de periculoasă face ca statul român să nu poată oferi decât asistență limitată cetățenilor săi, cei aflați în pericol trebuie să contacteze ambasada noastră de la Kiev sau consulatele generale. Mai există un număr de urgență activat la București, la nivelul departamentului consular. Pe măsura desfășurării evenimentelor, oficialii de la noi au tot ridicat nivelul de alertă și este de așteptat ca numărul cetățenilor români care au treabă în țara vecină să fie totuși mic. Pe de altă parte, să nu uităm un fapt că românii și moldovenii reprezintă al treilea grup etnic din țara vecină, peste 400.000. Vorbim însă de români care sunt cetățeni ai Ucrainei. În țară, o prosperă fabrică de mezeluri din Prahova, care își vindea produsele în toată lumea, a fost distrusă de un incendiu. Discutăm despre dezastru în câteva momente. Din această primăvară, prețul carburanților la pompă ar urma să scadă cu mai mult de un leu pe litru. Este promisiunea Coaliției de Guvernare, care a decis să reducă la jumătate acciza la carburanți ca soluție parțială a crizei din energie. Ca să pregătească terenul pentru întoarcerea la piața reglementată a energiei, guvernanții au mai decis ca actualele măsuri de plafonare și compensare să fie prelungite și în aprilie. Pentru un litru de benzină sau de motorină, prețul mediu a sărit de 7 lei. În condițiile în care acciza la carburanți a ajuns anul acesta la aproape 1900 de lei la motorină și aproape 1800 de lei la benzină, Coaliția de Guvernare a decis înjumătățirea accizelor. Conform simulărilor, a scădea cu un leu. Genul acesta de măsuri au un efect foarte bun în piață pe un termen determinat, 3-6 luni. Cât mai repede. Criticând liberalizarea pieței de energie, socialdemocrații își doresc o întoarcere la o piață reglementată, adică un preț stabilit de ANRE, care să nu le mai permită furnizorilor să impună tarife în continuă creștere. Numai că acest lucru nu se poate face fără un acord al Comisiei Europene. Drept urmare, până la noi discuții cu partenerii din Uniune, actualele măsuri de plafonare și compensare vor fi prelungite cu cel puțin o lună. Asta înseamnă că prețul la energie pentru consumatori nu va depăși 80 de bani, iar cel la gaze 31 de bani. Dacă nu sunt gata măsurile pentru sectorul energetic, cea mai bună variantă este ca prețul să rămână așa cum sunt acum, măsurile de acum să le prelungim o lună zile. Se poate redeschide discuția pentru întoarcerea la piața reglementată? Nu, niciodată. Șeful liberalilor și-ar fi dorit și scăderea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 17%, plus reducerea CAS cu 5 puncte procentuale. Numai că partenerii din coaliție nu susțin o astfel de măsură, pentru că s-ar produce la bugetul de stat o gaură de peste 13 miliarde de lei greu de acoperit. Măsura cerută de Florin Câțu a rămas așadar în analiză. În paralel, Coaliția de Guvernare a decis și ca producătorii, distribuitorii și furnizorii de energie să nu mai poată avea un adaos comercial mai mare de 5%. Această măsură ar limita prețul energiei și gazelor care ajung la consumatori.
O fabrică de mezeluri cu o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și sute de angajați s-a făcut scrum în Mizil, Prahova. Doi pompieri au suferit arsuri la față și la mâini în timp ce luptau cu focul și sunt internați în spital. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit dezastrul. Întinsă pe 7.000 de metri pătrați, fabrica de mezeluri a ars cu flăcări fierbinți până să sosească pompierii. Întâi s-a aprins depozitul, apoi hala de producție, pentru ca în final limbile mari de foc să ajungă la clădirea de birouri. Cei 15 muncitori care erau în fabrică au reușit să se evacueze în ultimul moment. ...45 de pompieri cu 8 autospeciale și 2 autoscări au muncit să stingă focul. În incinta fabricii erau mai multe butelii de azot, care oricând puteau exploda. Militarii au intervenit prudent și pentru că pereții din metal ai fabricii riscau să cadă peste ei, topiți de văpaie. Au încercat să intre în interior, iar în momentul în care au deschis ușa, probabil oxigenul a pătruns în hală și a alimentat arderea. În continuare se aud bubuituri și explozii. Doi pompieri au fost răniți în timpul intervenției. Unul are arsuri pe 15% din suprafața corpului. Celălalt este în stare gravă. Este vorba de un bărbat de 42 de ani care a fost intubat încă de la locul incendiului, deoarece s-a suspicionat și o arsură de căi aeriene superioare. Fabrica distrusă în incendiu aparține unuia dintre cei mai importanți producători de mezeluri din România. Soții Ana și Cornel Paraschiv au pornit afacerea și acum firma este condusă de fiica lor. Proprietarii au accesat fonduri europene și au investit profitul ca să se dezvolte. A plecat de jos, a ajuns sus prin munca care a făcut. Am mâncat o pâine de acolo. Am mâncat o pâine și am fost respectat. Fabrica de mezeluri își vindea produsele în țară, dar și în Spania, Italia, Franța, Irlanda, Cipru, Germania și Danemarca. Angajații se tem că dezastrul îi va lăsa fără un loc de muncă. Cea mai importantă firmă din orașul nostru, undeva la, eu știu, peste 500 de angajați. E greu că au pierdut multe locuri de muncă și păcat. Deocamdată, pompierii nu au stabilit cauza incendiului și nici nu au putut evalua pagubele. Reprezentanții fabricii nu au dorit să comenteze cele întâmplate. O femeie de 37 de ani din Alba a riscat enorm după ce a născut 8 copii prin operație de cezariană. Primii 7, 4 băieți și 3 fete au fost aduși pe lume în Italia. Ultimul copil este o fetiță perfect sănătoasă care a primit nota 10 de la medicii români care au asistat-o pe mamă la spitalul din Alba Iulia. Femeia a născut cu bine, iar acum se află acasă în mijlocul familiei numeroase. Familia Sălăgean a locuit aproape 20 de ani în Italia, însă de 2 ani Daniela și soțul ei au revenit în țară. Estera, bebelușul venit recent pe lume, a cântărit la naștere 2,8 kg. Cum femeia a dat naștere celorlalți copii în Italia, doctorii de acolo s-au oferit să o asiste din nou, dar ea a decis să rămână în țară. Când am intrat în sala de operație, am avut puține emoții. În timpul sarcinii totul bine, n-am avut probleme. Știu ce riscuri sunt în timpul sarcinii sau și în timpul operației. În rest, toate urmez bine. Cel mai mare dintre copii are 17 ani și este băiat. Toți copiii sunt născuți prin cezariană. Acum, la 8-a naștere, familia a stat cu emoții până când totul a fost în regulă. Mama Danielei are 20 de nepoți și de la celelalte fete ale ei. Frică am avut pentru că e copilul meu. Deși mi-a fost frică, am fost bucuroasă că totul a trecut cu bine. A 8-a cezariană, da, și prima în România de care mi-am temut. Intervenția a fost realizată de o echipă de medici de la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Operația a fost o reușită, iar mama și fetița au plecat acasă după 4 zile. A decurs bine, un timp operator de aproximativ o oră, operație mai complexă decât media, mult mai complexă decât o cezariană obișnuită. Principalul risc la o gravidă, la 8-a operație cezariană, este de ruptură uterină înainte de naștere. Pentru noi este o premieră. În general, medicii nu recomandă mai mult de 3 operații de cezariană la aceeași pacientă. La 8-a cezariană mi se pare extrem de mult pentru o pacientă. Chiar după 2 cezariene ne gândim că e suficient, dar chiar la 8 cezariene eu nu știu să fi ajuns în spitalul județean. Și anul trecut în Suceava, o femeie de 35 de ani a născut a 8-a oară prin cezariană, un bebeluș perfect sănătos. Recordul la nivel internațional este de 10 astfel de intervenții chirurgicale la o singură femeie.
La ce v-ați gândit astăzi, 22.02.2022? Este o zi specială când dorințele sunt importante pentru tot restul anului. Ce spun numerologii despre ea, aflați imediat. Mergeți la control dacă v-ați infectat cu coronavirus și nu aveți simptome, spun medicii îngrijorați. Spitalele sunt pline de pacienți care au dezvoltat forme grave post-COVID, în special cei nevaccinați. În cazul lor, tratamentul nu este la fel de eficient și pot rămâne cu sechele importante. Oficialii au raportat pentru astăzi cel mai mare număr de morți din valul 5 al pandemiei. 207 oameni au fost răpuși de COVID. Plămânul nu primește suficient de mult aer, adică nu e aerat, nu se văd... Aerul se vede mai negru pe radiografie. Medicul ne vorbește despre o pacientă de 72 de ani, internată de urgență la spital, cu insuficiență respiratorie. Virusul SARS-CoV-2 i-a afectat mai bine de 80% din plămâni, iar femeia a ajuns pe mâna medicilor la 7 zile după ce a fost diagnosticată pozitiv. Abia acum, după aproape 3 săptămâni de tratament, respiră mai bine. Acum am ajuns la sursa asta singură, nazală, pentru că cea cu masca am eliberat-o. Îmi dădea puțină greutate în respirație. A stat acasă în ideea că poate menegeria, nu a avut nevoie de oxigen, neavând simptomatologie acută, nu s-a prezentat la medic. Venea de la debut, se observa și radiografia, observam radiografia cu afectare severă și decideam internarea pacientei. Din păcate, tot mai mulți pacienți confirmați cu SARS-CoV-2 cred că dacă stau acasă pot învinge boala, dar pot rămâne cu tuse, febră sau insuficiență respiratorie, care sunt afecțiuni post-COVID, iar tratamentele funcționează mai greu. Secția de pneumologie este plină și că sunt cazuri severe, cazuri care necesită oxigenoterapie, cazuri de persoane care credeau că dacă au trecut cele 5 zile s-au vindecat de COVID, cele 5 zile la un pacient cu comorbidități și un pacient care este nevaccinat înseamnă trecerea doar în a doua etapă de evoluție a bolii COVID. Medicii recomandă pacienților confirmați pozitiv să meargă în centrele de evaluare în primele 2-3 zile de la debutul bolii. Aici, după ce sunt monitorizați, bolnavii pot primi tratament antiviral, pe care îl pot urma acasă în următoarele zile. În acest moment, varianta Omicron este dominantă, însă formele ușoare sunt doar pentru persoanele vaccinate. În cazul celor nevaccinați, boala poate evolua la fel de grav, așa cum a fost varianta Delta. Și Institutul de Sănătate Publică transmite că au crescut infectările cu subvarianta BA2 a coronavirusului. Mulți care nu s-au vaccinat au zis, hai că acum Omicron este simplu. Există cazuri la care, chiar dacă sunt tineri, chiar dacă sunt supli, chiar dacă apare nu au alte boli, au făcut o formă gravă și care necesită recuperare respiratorie îndelungată. Între timp, aproape 15.000 de români au aflat că s-au îmbolnăvit de coronavirus, cu 7.000 mai mult decât în ziua anterioară. Aproape 9.000 de bolnavi sunt internați în spitale, iar 1.063 la terapie intensivă. Se încheie o zi specială considerată unică de numerologi. Ziua perfect echilibrată, 22.02.2022, este data care se citește identic de la stânga sau de la dreapta. Este bine așadar să ne facem bine ordine în minte și să ne concentrăm pe dorințele cu adevărat importante, pentru că toate gândurile de astăzi se vor oglindi în restul anului, spun astrologii. Doiul este cifra fertilității. Cu cât mai mulți de doi într-o dată, cu atât ziua aceea este mai fertilă și putem da naștere dorințele noastre mai ușor. 22.02.2022 este ziua numită palindrom, după modelul cuvintelor care nu-și pierd sensul din orice direcție ar fi citite. Pasionații de numerologie spun că faptele și dorințele noastre din această zi specială ne pot marca anul. 22.02.2022 înseamnă o vibrație atât de puternică a acestei cifre, adică, practic, tot ceea ce noi simțim ne poate debusola. Putem simți tristețe mult mai mare, mai multă furie sau, din contră, mai multă bucurie. În această zi se pot materializa cele mai profunde dorințe ale noastre, și anume dorințele sufletului. Ar fi bine ca în această zi unică să facem lucruri care să ne aducă beneficii, mai ales că întreg anul va fi sub semnul cifrei 2, un simbol de echilibru și armonie. 22 este considerat număr maestru în astrologie. Interpretarea mea este că avem fiecare zi la dispoziție în care putem să punem intenții, să facem, nu știu, să ne facem planuri, să ne organizăm într-un fel sau altul, să punem în mișcare anumite acțiuni. Oricând putem să facem asta, nu ne trebuie un palindrom. Pe internet au curs pozele și clipurile legate de 22 februarie 2022.
Profită de această zi din toate punctele de vedere. În această zi poți scrie afirmații, poți face planul pentru anul acesta. Ultima zi de palindrom a fost pe 2 februarie 2020, când începea pandemia. Doar că atunci astrologii spun că alăturarea de 2 cu 0 însemna multă muncă, alternată cu pauze. O zi ca aceasta se va mai repeta în 3-a-2-a-2030. Cercetătorii de la Institutul Grigore Antipa din Constanța au anunțat că 4 specii de alge din Marea Neagră pot fi introduse în alimentația zilnică, iar alte 10 pot fi oricând folosite în industria farmaceutică. Deocamdată nu veți găsi salată de alge de Marea Neagră în cherhanale pentru că trebuie organizată colectarea și procesarea lor. Dar, spun cercetătorii, meniurile verzi vor apărea și la noi în cel mult 2 ani. Utilizate pe larg în bucătăria asiatică și chiar și în cea mediteraneană, algele marine își vor face loc și pe mesele noastre, culese din Marea Neagră. Denumite popular spaghetele de mare sau mătase de mare, aceste alge sunt întâlnite și pe litoralul nostru și pot fi folosite în salate. Un alt sortiment de alge din Marea Neagră, cu un conținut ridicat de vitamine, minerale, proteine, este denumit chiar salată de mare. Aceste alge pot fi consumate crude, trase în ulei de măsline sau prăjite și constituie o excelentă garnitură la meniurile de pește sau fructe de mare. Algele brune sunt și ele o specie comestibilă de la noi. Au proprietăți antioxidante, antimicrobiene, antivirale și antitumorale. Fac parte din grupul ingredientelor folosite la deliciosul sushi. Deocamdată însă, în România suntem la stadiul de cercetare. Urmează ca firmele interesate să le introducă în circuitul economic și alimentar. Nu există un lanț bine pus la punct, de la recoltare până la utilizare. Pentru că noi, să zicem, am fi în partea de cercetare, cu testare și eventual găsire de soluții pentru utilizare. Sunt destul de numeroase posibilități de exploatare, pot fi utilizate în alimentația umană. Așa că, pentru moment, deși în marea noastră există o adevărată comoară verde, singurele alge folosite de bucătarii români sunt cele din import. Pot fi adăugate la pizza sau salate, în momentul de față se folosesc. Ușor, ușor, probabil pe viitor o să fie ceva normal. Au un potențial foarte bun, fiindcă, în general, algele au o compoziție minerală superioară plantelor, fiindcă ele provin dintr-un mediu mult mai bogat în minerale. Algele din Marea Neagră au fost introduse și în indexul direcțiilor sanitar-veterinare, dar nicio companie nu a cerut autorizare pentru recoltare. Până atunci, ele rămân pe plajă, putrezesc și ajung la groapa de gunoi. Anul precedent au fost ridicate de pe plaje, de la linia țărmului, puțin peste 13.000 de tone de alge în vari stadii de descompunere, așa cum le scoate marea în mod natural. Anual, la nivel mondial, este exploatată o cantitate de 2 milioane de tone de alge. După modelul european, piața produselor bio este în plină dezvoltare și la noi. Deși sunt mai scumpe, românii aleg aceste produse alimentare sau de îngrijire personală. În magazinele de profil, cererea este și de 2-3 ori mai mare în ultimii 2 ani. Cu toate acestea, producția locală bio este mult sub cerere. Magazinele și platformele online care vând și produse ecologice sau organice sunt tot mai căutate, iar numărul lor a crescut. Acest magazin, de pildă, s-a deschis acum 3 luni. Inițial colabora doar cu 7 producători locali, dar acum a ajuns să aibă produse de la peste 20 de companii. Cererea s-a mărit, deci și oferta. În ultimul timp, oamenii sunt din ce în ce mai interesați să mănânce și să consume orice fel de produs din direcția bio, adică sănătos. Un client cheltuiește la o vizită, în medie, 150 de lei. În general, aceste produse sunt cu 30 până la 100% mai scumpe decât cele normale, iar antreprenorii care au mizat pe ele au avut de câștigat. Această companie, de pildă, și-a mărit de 3 ori cifra de afaceri în ultimii 2 ani. Pe piața bio este un grad de loializare destul de mare. Dacă încep să consume produse alimentare, se extind ulterior către produse cosmetice, către detergenți. Și în marile magazine, rafturile dedicate produselor ecologice se extind. S-au vândut aproximativ 300 de tone de produse bio, în special legume și fructe, ceea ce înseamnă aproximativ 15 kg pe cap de locuitor al țării noastre. Pe lângă legume și fructe bio s-au vândut și aproximativ 145.000 de cofraje de ouă bio, 913.000 iaurturi bio, dar și 15 tone de carne bio.
Deși cererea pentru produse 100% naturale este tot mai mare, România produce prea puțin. Potrivit datelor oficiale, doar 3,4% din terenul agricol al țării este cultivat ecologic, față de aproape o treime de pildă în Austria. În anul 2012 s-au înscris 26.000, dar datorită politicii incoerente am ajuns în 2018, deci la 6 ani după am ajuns la 8.000. Iar astăzi suntem undeva pe la poate ceva peste 11.000 și aceasta se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând, birocrație excesive. Că tot timpul trebuie să fii pregătit, tot timpul trebuie să îți asumi că în comparație cu agricultura convențională, tot timpul recolta ta va fi undeva sub jumătate, vei avea restricții mai mari decât în agricultura convențională. Puteți recunoaște ușor un produs ecologic dacă pe etichetă se regăsesc sigla AE, logo-ul Uniunii Europene, numele producătorului, dar și numele și codul organismului de control. Peste o săptămână, primăvara se instalează și în calendar, iar vestitorii ei au apărut deja peste tot. Tarabele sunt pline de mărțișoare, așadar comercianții se așteaptă la vânzări mai bune decât în ultimii 2 ani. Sunt mărțișoare de lemn, trifoaie, potcoave, care aduc norocul în martie, obligatoriu trebuie să aveți, pentru că odată cu ele vine și norocul. Doinița confecționează mărțișoare de 10 de ani. Acum și-a scos la vânzare micile bijuterii. Sunt semne că primăvara e din ce în ce mai aproape. Suntem la Piața Unirii din Capitală, unde, iată, acest trotuar este plin de tarabe cu mărțișoare. Sunt prețuri pentru toate buzunarele. Cele mai ieftine costă 1 leu, însă sunt și variante mai scumpe de mărțișoare făcute de artizani, lucrate manual, ale căror prețuri ajung la 25-30 de lei. Clienții au de unde alege un simbol al primăverii pentru femeile importante din viața lor. Brățări strălucitoare, forme mici din lemn, pictate manual, și clasicele broșe colorate, cu diferite modele de sezon. Am aceste mărțișoare, care sunt modele noi, sunt pictate cu email, sunt foarte colorate și văd că se vând foarte bine. În ultimii 2 ani, prea puțini au reușit să ofere mărțișoare, din cauza distanțării sociale. Așa că acum, vânzătorii speră ca efortul lor să fie răsplătit. Cei care au vrut să fie pregătiți pentru 1 martie au colindat deja tarabele. O fac cu foarte mare plăcere. Că e enorm, am fetiță, am nepoțică, nepoțele, mai bine zis. Pentru colegi la servici, pentru mama, pentru soacra, nu atât de multe. Acestea sunt din lut și sunt pictate, sunt din zona Cucuteni. Da, practic sunt opere de artă făcute manual, unice fiecare. Nu sunt două fix la fel. Alex Gabriel este fondatorul unui magazin cu obiecte tradiționale românești, care a adunat bijuterii originale de sezon de la artizanii bătrâni de la sate. Toate mărțișoarele sunt fabricate manual, prin tradiții meșteșugărești pe care ei le practică la scară mai largă. Avem, de exemplu, mărțișoare care sunt brodate manual și cusute manual, produse de un meșteșugar din București. Și pe internet se vând mărțișoare în forme neașteptate, de la piese făcute din materiale reciclate și biodegradabile, până la bijuterii pictate cu mesaje personalizate, confecționate din porțelan, ceramică sau lut. Muzeul Viitorului, aflat într-una dintre cele mai frumoase clădiri din lume, se deschide în Dubai. Monumentul a fost marcat de inventatorul britanic Richard Browning, supranumit adevăratul Iron Man. El a fost filmat zburând pe străzile din Dubai în costumul care l-a făcut celebru în toată lumea. Inventatorul i-a uimit petrecători prin cascadoriile sale și le-a oferit invitații la deschiderea muzeului. Noul reper turistic din Emiratele Arabe Unite este o expoziție permanentă a celor mai importante tehnologii din lume. Clădirea are 7 etaje, o înălțime de 77 de metri și 30.000 de metri pătrați, iar fațada din oțel inoxidabil este iluminată de 14.000 de metri de caligrafie arabă. O întâlnire tensionată dintre o pisică și o vulpe a fost surprinsă într-o zonă împădurită din Orșova. Cele două animale s-au apropiat periculos de mult. Vulpea a făcut un pas spre pisică, dar aceasta nu a dat înapoi, dimpotrivă, și a surprins adversara cu o lovitură. Așa că pisicuța a ieșit câștigătoare, deși inițial vulpea părea hotărâtă să cucerească teritoriul. Aceasta s-a îndepărtat, i-a mai dat târcoale pisicii, uimită probabil de curajul ei, apoi a dispărut în întunericul pădurii de unde venise.